bucuroși de oaspeți? Foarte bucuroși. Doamna Ala, venim la dumneavoastră cu urări de bine și cu un la mulți ani, căci anume astăzi, aici, înconjurată de acești oaspeți minunați, vă sărbătoriți cea mai frumoasă zi din viață, ziua de naștere. Felicitări cu frumosul jubileu de 25+25! Uitați-vă că astăzi chiar și cerurile și-au strâns toate puterile și au trimis aici, pe pământ, mii de raze aurii dătătoare de viață. Nouă, nu ne rămâne decât să trimitem rugi cerului, să vă dea tot binele din lume. Și v-aș spune așa, dintr-o mie de flori colorate, dintr-o mie de flori parfumate, una este cea mai importantă, trandafirul vârstei dumneavoastră. Fie ca petalele acestui trandafir să vă mențină frumusețea, frunzele să vă mențină tandrețea, tulpina să vă mențină sănătatea, iar spinii să vă apere de dușmani. Și cu părere de rău, noi, muritorii de rând, nu avem putere să dăm zile vieții. De aceea dumneavoastră vă dorim să dați viață fiecare zi trăite, ziua de mâine, să fie mai frumoasă ca aceasta de astăzi, să fiți înconjurată de oameni buni, de prieteni dragi, iar cei dragi sufletului să stea cât mai mult în preajmă și fie ca bunul Dumnezeu să vă călăuzească orice pas făcut în continuare. Noi oferim servicii, surprize pentru tine și vă pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți? Cine a solicitat felicitarea? Cred că copiii. Haideți să vedem! Țineți această tortă pentru masa de sărbătoare, așa că dau soțul. Țineți? Acești trandafiri vă aparțin. Un suport financiar. Mulțumesc. Și sigur că avem și un mesaj. Draga mea mămică, vreau să-ți spun mai întâi de toate cât de mult te iubesc. Ești cea mai bună, cea mai dragă, cea mai înțeleaptă, cea mai dulce, cea mai harnică, cea mai frumoasă, cea mai scumpă și cea mai blândă ființă de pe acest pământ. Ești cea mai puternică persoană pe care o știu, plină de dragoste, bună, răbdătoare, iubitoare, ai știut mereu cum să te ridici și să-mi dai curaj și mie. Mereu m-ai iertat de câte ori am greșit. Inima ta m-a înțeles atunci când am avut nevoie de un prieten. Puterea și dragostea ta m-au îndrumat și mi-au dat aripi pentru a mă ajuta să zbor. Eu îți doresc să rămâi mereu așa. Îți sunt recunoscătoare pentru faptul că mă iubești și retrăiești pentru mine toată viața. Îți mulțumesc pentru că mereu crezi în mine și ai încredere că voi reuși în toate. Pentru că mă susții și întotdeauna îmi oferi un umăr de ajutor. Îmi cer iertare că în așa o zi importantă nu am posibilitatea să fiu alături, dar cu sufletul și gândurile sunt aproape. Însă sper că fratele meu îmi va înlocui lipsa. În așa zi minunată, când la buchetul vieții adaugi al 50-lea trandafir, împreună cu familia mea, venim cu urări de bine. Îți dorim ca anii ce îi împlinești astăzi să-ți aducă strălucirea și frumusețea cerului, înțelepciunea și puterea zeilor, să ai multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Să fii mereu o lumină fericirii, pentru a-ți realiza din plin visurile și speranțele, năzuințele și aspirațiile, credința și iubirea să te însoțească pretutindeni. Te iubim enorm, draga noastră măicuță! Cu la mulți ani, cu multă, multă dragoste și dor, vine fiica Diana împreună cu ginerele Alexandru și nepoții Alexandrina și Daniel. Felicitări dumneavoastră! Dumneavoastră, prin intermediul nostru, puteți să le transmiteți un mic mesaj? Da, desigur.
Vreau, în primul rând, să știe că iubesc foarte, foarte mult și le simt într-adevăr lipsa astăzi. Îmi pare foarte rău că nu sunt alături de noi și să știe că îi iubesc enorm de mult și pe ei și pe și șlalți, pe pșor și pe fiică și pe genere, pe noră. Nepoței e sufletul meu, e viața mea. Le mulțumesc foarte, foarte mult să fie și ei sănătoși, să ne vedem cât mai curând, să ne revedem. Și îmi pare rău că nu sunt astăzi cu noi. Mulțumim mult de tot, vă iubesc mult, să fiți sănătoși, mulțumim! Cea mai spune, să trăiască umăgeata noastră. Dacă am putea, i-am da casa, cerul, soarele, străjerul, leagănul, vântul, iar masa, pământul. Felicitări!